Hristos a înviat. Nu știu dacă are importanță foarte mare suferința unui copil și să vorbim despre ea, care nu are amintirea acestei suferințe. Eu nu am amintirea celor aproape 2 ani petrecuți în temniță la Mislea. Dar repercursiunile acestei claustrări s-au văzut până la vârsta de 5 ani, pentru că eu până atunci n-am putut zâmbi. De râs nici măcar nu putea fi vorba, nu puteam nici să zâmbesc. Eram un copil deosebit de serios. Însă, ieri, am fost la mănăstirea Aiud, cea construită pe râpa Robilor, și acolo m-am întâlnit cu Tache Rodas. Tache Rodas este unul din puținii, foarte puținii, nu știu dacă mai sunt 2-3 în toată țara, supraviețuitori de la Pitești. Tache Rodas a trecut prin niște torturi greu de imaginat. Torturi care i-au uimit pe medicii care i-au făcut acum vreo 4-5 ani o operație de colecist și s-au mirat că oasele lui erau atât de strâmbe. Se vedeau fracturi pe coaste, pe picioare, pe toate oasele, dar care se sudaseră strâmb. Și se mirau doctorii prin ce a trecut acest om, de are oasele în halul acesta. Răspunsul este prin Pitești. Piteștiul a fost una dintre cele mai îngrozitoare închisori care au putut exista vreodată în tot lagărul comunist. Nicăieri nu a fost o închisoare de talia Piteștiului decât în România și eu sunt convinsă, deși nu există astfel de documente sau cel puțin eu nu am reușit să ajung la ele, că această închisoare a fost alcătuită științific de către medici, sociologi, psihologi, care știau foarte bine cum să tortureze nu numai trupul, dar cu precădere sufletul, pentru a transforma oamenii în niște fiare. I-au transformat și au fost fericiți inițial, numai că proiectul lor a căzut la prima întâlnire a acestor deținuți cu organele de judecată. Părintele Calciu și-a schimbat total declarația în timpul procesului, încât a trebuit să fie evacuată sala. Vă vorbesc foarte mult despre Pitești, pentru că sunt multe, multe alte lucruri de vorbit despre suferințele deținuților politici. Am tot vorbit, s-au scris cărți, însă uităm de, nu știu, chiar nu știu cum să definesc, suferința familiilor care erau libere. Și ghilimelele sunt imense. Pentru că familiile celor închiși au suferit enorm. Îmi amintesc din poveștile celor care erau în aceeași situație cu familia mea, despre mama unui fost deținut pe care au pus-o cu tălpile pe jar ca să-și toarne fiul înainte de a fi prins acesta. Copiii erau dați afară din școli. Mamele acestor copii nu aveau voie să lucreze nicăieri. Trăiau din mila publică sau din ajutorul cuiva din familie care avea curajul să le dea ceva, pentru că, de ce vă spun că avea curajul? Pentru că dacă ar fi fost prins, lua nici mai mult, nici mai puțin decât 25 de ani
fiind încadrați la ajutorul legionar. Crima era extinsă pe trupul întregii țări. Frica era la ea acasă. Cred că prigoană mai mare nu a existat vreodată pe pământul acestei țări. Mame, soții, surori, copii care erau cu vrojale continuu, copii care nu înțelegeau de ce ei sunt paria, de ce ei sunt marginalizați la școală. Îmi amintesc și acum zâmbesc la durerea pe care am simțit-o la acea vreme, cât de mult am suferit că nu am fost făcută pionieră. De ce? Nu pentru că îmi plăcea foarte mult cravata aceea roșie, dar eram marginalizată. Colegii mei de clasă râdeau de mine că nu sunt pionieră, pentru că nu aveam merite deosebite. De aceea nu eram făcută pionieră. Și apoi mi-a mai trecut. N-am suferit atât de mult când am fost făcută utecistă. Dar când nu am fost făcută pionieră, a fost cumplit. De ce copiii ar trebui să suporte necazurile părinților? Oare nu era suficient că cei care se făcuseră vinovați de încălcarea statului de drept sufereau, erau închiși? Dumnezeu însă, în mare bunătatea sa și iubirea sa de oameni, i-a lăsat pe foștii deținuți să fie lucizi, la vârste înaintate, să poată vorbi despre crimele comuniștilor. Ceea ce este însă îngrozitor, stau și mă uit pe acest banner și văd 217 versele. Da, 217, legea care pe mine, fiica lui Gogu Puiu, mă cataloguează ca fiind criminal, fiică de criminal, fiică de bandit și bandită la rândul meu, probabil că și fiica mea și nepoții mei vor fi la fel bandiți și criminali. Într-adevăr, această lege trebuie abrogată. Cum îndrăznește cineva să ne ceară nouă să ne dezicem de părinții noștri? Cum îndrăznește cineva să ne ceară nouă să ne negăm identitatea? Eu personal sunt fericită că am această identitate, sunt mândră de identitatea mea. Tatăl meu nu a fost un criminal, dimpotrivă, ceilalți au fost criminali și sadici, sadism pe care nu-l poți exprima în cuvinte, cuvintele nu au acoperire pentru cât de sadici au fost. Și tot ei, a doua, a treia generație, Dumnezeu știe atâta, ne cataloguează pe noi criminali și ne amenință că ne vor închide. Fie, dacă mie mi-este scris să închei ciclul vieții acolo unde l-am început, cu dragă inimă mă voi duce, dar nu voi renunța să spun niciodată că acest regim este o continuare, un regim care permite legea 217, este în continuarea regimurilor din anii 50, 60 și așa mai departe, până în 89. Este falsă democrație dacă nu avem libertatea cuvântului cu toții. Mă gândesc, dacă noi am fi știut unde este mormântul lui Corneliu Codreanu și pe 29 noiembrie ne-am fi dus să-l comemorăm, n-ar fi venit să ne pună cătușele? Cu Ceaușescu văd că nu se întâmplă același lucru. Cred că ar trebui să ne unim și să cerem deschiderea arhivelor. Cred că ar trebui să ne unim
și se cere o discuție publică despre crimă, criminal și regim criminal. Cu documentele pe masă, cu istorici care să nu aparțină niciunei gândiri și niciunui partid politic, să fie doar istorici, și să vedem cât de criminale am fost noi sau cât de criminal a fost Nicolski, de exemplu, care a organizat Piteștiul, sau alții din aceeași etnie. Eu una nu mai suport să aud acest lucru, nu mai vreau să aud că suntem niște criminali. Uitați-vă la ei cât erau de frumoși. Vorbesc și de acolo de unde sunt. Am fost pe 19 martie la Iași, la o conferință despre Sfinții Închisorilor, unde au participat și moaștele de la Aiud și un craniu de la Târgu Lohna. Nu vă puteți imagina ce a fost în acea sală. Cât mir a putut să izvorască din acele oase. Așa că, dacă cuiva este frică, renunțați la frică, pentru că ei de acolo de sus ne apără și ne dau întotdeauna semne că sunt lângă noi și că ne vor apăra. Așa că, nu uitați, încercați, dragi tineri, să vă adunați și să faceți o petiție în care să cereți discutarea istoriei recente de către istorici cu actele pe masă, cu documentele pe masă. Pentru că eu știu că legionarii nu au fost criminali. Dacă ne gândim la cele accidente care au fost, este adevărat, nimeni nu le neagă, nimeni nu este perfect, suntem oameni și suntem supuși și greșelii și păcatului, dar cei care au scos pistolul și au tras, s-au dus și s-au predat. Și-au asumat vina, s-au predat și-au suportat consecințele gestului lor. De ce trebuie să fie toți catalogați și etichetați drept criminali? De ce și noi, la a doua, la a treia generație, trebuie să suportăm același lucru? De ce trebuie să fim paria într-o țară în care se vorbește despre libertatea cuvântului și despre libertatea de alegere a omului? Eu încă nu am răspuns la aceste întrebări, dar vă propun să vă gândiți și probabil că veți găsi dumneavoastră acest răspuns. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu vreau să monopolizez discuția, pentru că aș putea să vă vorbesc o săptămână, probabil, dar sunt documente și puteți să citiți și despre grupul Arnăuțoiu, și despre grupul Gogucuiu, și despre Ioan Ioanide, și Ianolide, și despre absolut toți. Vă mulțumesc mult că sunteți în seara asta aici. Și mulțumesc Domnului că a gonit norii și ploaia nu ne-a împrăștiat. O seară frumoasă vă mulțumesc! Cenzura! 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 Cenzura!